O unitate de contraspionaj rusă, puțin cunoscută, care vizează adesea diplomați străini în moduri care trec linia dintre spionaj și hărțuire. Un raport de investigație al Wall Street Journal analizează fix asta. Însă mai multe ne spune Ramona Surbu, editor al FNews. Ramona, bun găsit! Ce face mai exact această unitate secretă? Uite, printre alte activități de care noi nu avem cum să știm, evident, această unitate se află probabil în spatele unei serii de operațiuni care vizează cetățenii americani, care au dus la arestarea cel puțin 3 dintre aceștia, începând din 2018. Printre ei se numără și corespondentul Wall Street Journal, Levan Greșkovic, care la începutul acestui an a devenit primul reporter american reținut în Rusia sub acuzația de spionaj. Această unitate s-a aflat în spatele operațiunilor care au dus la arestarea altor doi americani, și aici vorbim de Paul Whelan, arestat în 2018, și Trevor Reed, arestat în 2019, ambii fiind acuzați de spionaj în favoarea Statelor Unite. Care mai sunt concluziile din investigație, Ramona? Textul evidențiază activitățile Departamentului pentru Operațiuni de Contraspionaj, o unitate extrem de clandestină care aparține de ramura de contraspionaj a FSB-ului. Se crede că departamentul este responsabil de monitorizarea activităților străinilor care trăiesc acum în Rusia. Unitatea se subordonează lui Vladislav Meșcikov, directorul Diviziei de Contrainformații a FSB. Înainte de postul său actual, Meșcikov a condus Biroul de Programe Prezidențiale Speciale, la fel o unitate a Kremlinului care operează și protejează instalațiile subterane secrete din zonele metropolitane ale Rusiei. Prima însă și cea mai mare divizie, cunoscută sub numele de DKRO-1, se concentrează pe americani și canadieni. Operațiunile acestei subunități s-au intensificat semnificativ în ultima vreme, pe măsură ce relațiile dintre Washington și Moscova, după cum bine știm, s-au înrăutățit. Iar informațiile din Wall Street Journal ar proveni din zeci de interviuri cu diplomații occidentali de rang înalt din Europa și Statele Unite, cetățeni americani care au fost antrenați anterior reținuți și încarcerați în Rusia, precum și analiști și jurnaliști ruși care trăiesc acum în străinătate. Da, și îți mulțumesc, Ramona. Noi ne mutăm puțin să ascultăm declarațiile ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, pe tema scandalului azilelor.